era un copil urât cu maică-sa. Dom'le, nu m-am uitat la el. Adică nu, că e urât, știi? Nu, dar a fost ochiul. Deci ochiul, coada ochiului. A fost o chestie. Deci eu nu m-am uitat, ai înțeles? Coada ochiului mi-a zis, aleu, 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 ce urât e! Ce urât e, cum să fie mă urât, că e copil, e copil, copil, dar e urât rău, nu, nu mă uit, și dacă o trezesc pe maică, că mama săracă e cu copilul, dar ea oare știe ce copil are, o fie a ei, auzi, știi ce, mă așez la masă, vine ospătarul și trece pe lângă femeie cu copilul și zice, ce copil urât, și trece, femeia, cum adică? L-a chemat pe șeful de sală. Ia vină cu acești, vine patronul de restaurant. A făcut aia scandal mare. Dom'le, se poate așa ceva? Cum e posibil? Adică chiar spune copilul meu, dar e ca să mănânc și mă bate joc. Eu, dați seama, auzeam discuția. Spuneam, ăla a zis nimic față de, nu-s cuvinte de urât. N-a văzut așa copilul. Poate nu s-a născut. Și de-aia e urât. Cine știe? O fi undeva în altă dimensiune. Dar urât, dar, Doamne, urâte. Nici nu vreau să mă uit. Mi s-a trepezit de limba. Nu se trepezește, se trepezesc dinții. Dar mi s-a trepezit limba. Limba mea n-a avut strugăreasă în viața ei. Și atunci mă aud că zice șeful, că doamnă, stați să ne potolim. O să-l pedepsesc. Uite, tot ce mâncați de acum, este din partea casei și vă aduc și o banană pentru maimuța.